Bine ați venit la noi, Carmen Dumitrescu, profesor de germană. Bună ziua! Împreună cu un elev minunat, Grosu Irina, olimpică, ghișce, la germană. Bine. Bună ziua! Cum e materia asta, Irina? După părerea mea, mulți spun că este o limbă grea, dar eu consider că e ușor de învățat dacă ai susținerea profesorilor și a familiei, a prietenilor care nu îți spun toată ziua că mamă, ce grea e germana, cum ai învățat-o. Păi să știi! Și eu am avut noroc și am fost încurajată din toate direcțiile și am învățat-o foarte ușor. E o limbă foarte logică și descurcându-mă bine pe partea aceasta, am învățat în 3-4 ani deja. Spune-mi, te rog, dacă este bine să știi engleza înainte de toate, dacă ajută. Ajută, bineînțeles, orice limbă străină ajută, pentru că eu știind engleză am fost în coșbuc și în 5-8 da. Și aveam un bagaj de cunoștințe mult mai mare față de germană. M-a ajutat la procesul de învățare, adică știam deja ce înseamnă o limbă străină. Dar ca asemănări între germană și engleză n-aș spune că... Știi că se spune că fiind limba germanică, engleza, nu e greu de învățat după aceea germana. Deși se pare că nu există o regulă în acest sens. Vreau să vă întreb, doamna profesoară, așa cum o întrebam și pe doamna profesoară de engleză, dacă... în general, profii de limbi străine sunt ei mai cool sau mai bine văzuți sau mai apropiați, pentru că, îi spuneam, în trecut, profesorii de limbi străine mi se păreau nouă că aveau o aură așa mai din afară, că veneau cu un aer, se îmbrăcau profele altfel și întotdeauna am zis, băi, ce se întâmplă acolo? De ce profa de mate n-arată așa? De ce nu vorbește așa? E o rețetă? Îți trebuie un anumit ingredient ca să ajungi? Eu n-aș spune asta. De exemplu, la noi în coșbuc, eu cred că toți colegii mei, toți profesorii sunt altfel decât în alte licee, sincer. Fiindcă coșbucul nu e doar o școală, e de fapt un stil de viață. Dacă mergeți în coșbuc, veți vedea copiii, profesorii. Noi suntem foarte apropiați de elevii noștri. Poate datorită faptului că predau limba germană, noi abordăm teme mai personale. Adică stăm de vorbă cu copiii noștri și despre, nu știu, de la ce mănâncă, ce le place. Și poate într-un fel ne apropiem cu siguranță de ei și aflăm alte lucruri. Dar, repet, eu zic că toți colegii mei din coșbuc sunt altfel, sincer acum. Deci, nu știu, eu mă simt foarte bine și cred că Irina... poate să confirme. Sunteți altfel pentru că deja pot să spun că am experiență în ce vă privește. A venit un soi de, cum să spune, reprezentanți de la George Coșbuc care ne-au spus, domnule, suntem altfel. Uite de ce suntem altfel. În primul rând, pentru relația pe care o avem cu elevii noștri. Puțini sunt cei care pleacă pentru că nu se adaptează. Mai degrabă preferă să vină din alte părți la noi. Și apoi, corect, și apoi să continue până ajung la o facultate unde, culmea, mi s-a spus că cei din Coșbuc se adaptează mai ușor pentru că învățați mai mult decât materia în sine, ci așa e adevărat. Haideți să venim în prezent, respectiv în 2019, și să-mi spuneți dacă în cazul materiei pe care o predați, germana, gadgetul este aliat sau este dușman? Eu aș zice că este aliat. Deci, inclusiv la ore, copiii, noi le spunem copiilor, căutați pe internet ceva, haide să ne uităm pe un site, să vedem un filmuleț. De exemplu, noi, școala noastră este specială în ceea ce privește limba germană, fiindcă suntem într-un parteneriat internațional, există o platformă internațională și vrem, nu vrem, noi trebuie să fim prezenți acolo pe platforma respectivă. Noi suntem o școală PAŞ, așa se numește școala noastră, alături de o altă școală din Sebeș. Sunt două școli PAŞ în România, iar noi colaborăm foarte bine cu Institutul Goethe. Și ei ne susțin inclusiv pe partea aceasta de gadgeturi, de a preda modern, prin toate proiectele. Îi țineți conectați, de fapt. Sigur că ajută. Da. Deci în cazul acesta este aliat, atâta vreme cât nu e prea mult, că înțeleg că un echilibru... Exact. Întotdeauna trebuie un echilibru. Asta da, zic. Da, asta zic. Apropo de treaba asta, v-ați confruntat cu...
lipsa atenției, ca să zic așa, din cauza gadgeturilor, în sensul în care prea mult la un moment dat îi face să nu se mai conecteze uman. Personal nu m-am lovit de această problemă. Nu știu, poate reușesc să captez de la început atenția elevilor. Nu, eu zic că nu. Dacă cădem de comun acord, copilași, uitați, facem asta, căutăm asta, avem 5 minute, 3 minute, apoi revenim la tablă. Deci există totuși niște limite. Da, întotdeauna, da, da. Haideți să vorbim puțin despre proiectele pe care le aveți, pentru că știu că sunt o grămadă și pe care oamenii de acasă, mai ales dacă sunt părinți și vor să vă cunoască mai bine, unde a vă cunoaște, mă refer, colegiul George Coșbuc, ce proiect aveți? Păi, după cum spuneam, acest proiect internațional, PAŞ, să vă povestesc un pic despre el. Noi am început în 2008, am sărbătorit chiar 10 ani de când suntem o școală PAŞ. Institutul Goethe de la București ne susține în tot ceea ce înseamnă proiect. Ce înseamnă? Înseamnă burse oferite copiilor de liceu vara. Ei pot merge 3 săptămâni în Germania să învețe limba germană la o instituție, eu știu, într-un oraș. Interesant. Irina a fost la un astfel... Da. Eu am avut ocazia în clasa noua să merg în Germania. Spune-mi puțin, ți s-a oferit totul? Adică, da, și transport, și cursuri, cazare. La fața locului, cazare. Am stat chiar într-un castel de la Fahrenheit. A fost o experiență foarte plăcută, pentru că la ei condițiile de cămin sunt complet diferite față de cele de la noi. Că am experimentat și cu Olimpiada de Germană căminul de tip nemțesc. Românesc, da. Nemțesc și românesc. Și da, comparații între ele. Și m-a ajutat foarte mult tabăra asta să am încredere în mine. Adică eu până în clasa a noua am învățat teoretic la școală, ce am mai văzut eu așa, filme, seriale, pentru că... Dar nu testasei. Nu testasem la fața locului. Aia să văd dacă într-adevăr înțeleg pe cineva care îmi vorbește în germană, el fiind nativ, sau nu. Și în acea tabără am putut să-mi dau și un examen la final de B2, ceea ce mie mi s-a părut și o provocare. Gratis. Da, tot gratuit, a fost acoperit de bursa respectivă. Și la început nu aveam așa de multă încredere că o să pot în 3 săptămâni să învăț atât de multă germană, eu cu o lună înainte dându-mi examenul de B1 la noi la școală, pentru că datorită parteneriatului se pot da A1, A2 și B1. Și am făcut un progres foarte mare, adică nu se compară, e echivalentul a jumătate de an, aș putea spune, de făcut germană la școală, am făcut acolo în 3 săptămâni, adică am fost oarecum forțată să învăț, să mă descurc cu ce știam până atunci ca să iau examenul. Da, noi din păcate avem germană ca limba a doua. Și avem doar 2 ore pe săptămână. E greu, într-adevăr, într-o clasă, de exemplu, la 5-8 cu 30 de copii să predai o limbă străină. Dar să știți că noi punem să lucreze și pe echipe, lor le place și eu zic că fac progrese. Apropo de ce zicea Irina, dacă îmi dați voie, legat de examene, exact, tot datorită acestui parteneriat cu Institutul Goethe, noi le oferim copiilor din Coșbuc să dea examene, inclusiv celor mici, de nivel A1, A2, B1. Suma pe care o plătesc este o sumă modică, fiindcă majoritatea cheltuielilor sunt acoperite de către Institutul Goethe. Pe lângă bursele pentru elevi, care se obțin în fiecare vară și cei mai performanți, cei mai buni pleacă. Noi ca profesori, eu și colega mea, Nicoleta Mihai, am avut ocazia să participăm la diverse cursuri de formare, perfecționare, inclusiv în Germania, și ne-a făcut foarte bine, fiindcă am intrat în legătură... Ați știut ce să faceți mai departe cu elevii. Mai departe, exact. Am intrat în contact cu alți profesori, am ținut legătura și de aici am realizat alte și alte proiecte. Dacă ar fi să se uite, nu părinți, elevi ce și-ar dori să dea la George Coșbuc. Așa, vreau părerea profesor, părerea elev. Ce le putem spune celor de acasă? De ce să aleagă Coșbucul?
Hai, Irina, hai! Dacă eu aș fi din nou în clasa a 8-a și ar trebui să aleg liceul Coșbuc sau chiar și pentru gimnaziu, aș lua cu siguranță aceeași decizie, pentru că am prieteni și în alte licee, dar nu pot să spun că s-au dezvoltat la fel pe toate laturile și relații interpersonale, interumane și din punct de vedere al învățăturii, cât de mult au reușit să acumuleze în 4 ani de liceu. Și este aerul Coșbucului, nu știu exact cum să explic. Ce mândrie e acolo! Care este atât la ore și când ieșim cu prietenii și se vede că ești din Coșbuc dacă... Sunteți dezinvolți, măi. Asta am constatat, că sunteți personalitate. Cu personalitate și am văzut că a nu se înțelege dezinvolt, că nu există limite. Nu, mi se pare că sunteți din contră extrem, extrem de bine educați, dar extrem de liberi în discuție. Exact, pentru că nu există îngrădiri sau nu e fiecare pus într-o categorie să zică că persoana aia nu învață, gata, nu știe nimic și nu-l mai băgăm în grupul nostru, nu-l acceptăm. Nu există așa ceva și fiecare poate să se îmbrace cum vrea, poate să facă absolut ce vrea și da, suntem dezinvolți, dar datorită acestui lucru nu se întrece măsura, nu e nimeni dezinvolt care vine... în subiecte abordate, hai să zicem așa, da. Adică vi se dă un subiect, de asta stați bine pe debate. Da. Pe teatru, pe debate, exact. Pe corul școlii. Dezvoltare personală, adică da, de asta stați bine, pentru că voi le-ați cam încercat pe toate și ați cam văzut ce trebuie să vorbiți și cât să vorbiți. Doamna profesor, eu aș recomanda Coșbucul. Eu consider că fiecare copil își poate găsi locul în Coșbuc. Îți place germana, poți să înveți germană. Îți place matematica, poți să faci performanță matematică, istorie, geografie. Echipa de profesori este extraordinară, părerea mea, noi suntem uniți și fiecare își face treaba cât mai bine posibil, ne susținem copiii, nu doar merg în fața lor și predau germană și atât, mă apropii de ei, încerc să văd ce-i doare poate, cum se simt într-o zi, iar eu cred că fiecare își poate găsi locșorul, mai ales prin aceste activități minunate pe care le avem, nu numai la germană, la engleză, la muzică, cu corul, școli, exact, colegiul în sine, de la clasa 5-a până la clasa 12-a. Irina este exemplul cel mai bun, fiindcă ea a intrat în clasa 5-a și n-a plecat, putea să plece la orice alt liceu, dar a preferat să rămână aici, ea merge în Germania la studii, la informatică, ceea ce se poate, adică engleză, germană, informatică, matematică, important română, avem de toate. Vrei. Da, important da, e să vrei. Pe mine m-ați convins, dacă aș lua-o de la, nu zero, de la a cincea, cred că m-aș potrivi acestui profil. Ne bucură. Voiam să mai întreb, pentru că am eu o curiozitate personală, Irina, unde sau cum își petrece timpul liber un olimpic? Așa, am eu acolo o curiozitate că s-ar putea să știți și la capitolul ăsta ce să vă alegeți să fie interesant. Păi, un olimpic, în primul rând, cunoaște foarte multe persoane datorită experiențelor pe care le-a acumulat. Adică eu pot spune că datorită germanei am nenumărate grupuri de prieteni, complet diferite. Și un olimpic nu-și petrece timpul diferit față de un copil normal, ca să zic așa, care nu e pasionat de germană. Dar am eu senzația totuși că voi alegeți mai smart așa locurile unde ieșiți. Dar dacă e să spun din experiența mea, cel puțin în clasa în care sunt eu, noi mergem la teatru, la operă. Nu mergem doar să ne distrăm și să bem cafele și ne apasionat. Unde beți voi cafele? Ia să vedem. Unde beți cafele? Există? Nu, aș vrea să știu dacă în București există locuri unde voi vă reperați mai ușor. Locuri mai prietenoase către... De asta zic, de asta încerc să-ți mulc. O recomandare pentru cei care nu mai știu pe unde să iasă și au vârsta ta. Ce vârstă ai? 17 ani. 17-18 ani. Unde iese un tânăr? Hai să zic așa. Nu e olimpic, nu e un tânăr care vrea altceva. Unde ieșiți voi? Unde vă întâlniți? Păi, aș putea spune în locurile acestea mai de hipster. Exact.
Acelea. Da, cum ar fi cafenelele acelea cu specific cafea de specialitate și așa mai departe. Nu știu dacă pot să spun. No, Starbucks, nu? Este prea mainstream. Oh, am înțeles. Da. Bun, așa? Am fost la Van Gogh, la cafeneaua de acolo și ne place foarte mult. Ne întâlnim și la Biblioteca Națională din când în când. Nu e rău. Da, ne mai întâlnim la Goethe Institut, la biblioteca lor, pentru că acum este un fel de hub toată locația, nu este doar o bibliotecă. Frumos! Unde voi vorbiți liber despre lucruri. Și în germană. Da. Și în germană, da. Pe deasupra. Da. Îi luați vreodată pe profi cu voi? Îi mai dăm. De ce nu? Sau ne întâlnim direct acolo? Da, ne întâlnim acolo direct. Deci da. Ieșiți împreună. Da. Da, de ce nu? Foarte sigur interesant. Da, nu. Încerc să subliniez că e o relație frumoasă, pentru că eu m-am cam săturat de încordarea aia prof-elev. Nu există la noi în Coșbuc. Asta am înțeles, că nu există. Și vă felicit pentru cum vă tratați copiii. Și vă felicit pentru proiecte, pentru că înțeleg că aveți proiecte specifice. Da, ar fi foarte mult de povestit, da, că avem atât de multe, da, proiecte. Chiar Irina are acum în derulare un proiect. Da. Irina, poate, da, ne povestești un picuț, tot de Goethe Institut organizat? Da, este susținut de Goethe și alături de profesorul nostru nativ din Germania. Profesor nativ. Am organizat lunar, aș putea spune, ori seri de film, ori un fel de petreceri în care punem muzică din charturile din Germania, ca să le oferim celor care învață germană, nu neapărat mai mici și de vârsta noastră, să le oferim o altă deschidere, pentru că eu cel puțin n-am avut așa multe tangențe cu seriale, filme, când încă nu știam exact ce e la modă printre tinerii din Germania. Și am zis să le arătăm și lor că învățat unei limbi nu înseamnă doar după manual și caiet și învățăm cuvintele și aia e. Nu, înseamnă și aprofundare, să te uiți. Da, tată. Și e mult mai bine când germana vine de la un elev, da, mai mare, fiindcă cei mici sunt atenți. Noi avem și un ziar în limba germană, un ziar internațional care există și pe platformă, Coșbuking, se numește. Zeitung, da. Exact. Și acolo copiii scriu, indiferent că-s clasa 5-a sau clasa 8-a sau clasa 12-a sau desenează, își scriu gândurile lor și în germană. Culmea este că totul e în germană. Da, și la un moment dat, noi am început ziarul acesta bilingv, fiind un liceu care are bilingv engleză, am spus să nu ne limităm doar la cei care știu deja foarte bine germană. Și erau toate articolele și în germană și în engleză, în paralel, ca să poată foarte să învețe două limbi în același timp. Foarte frumos. Și să se și să fie creativ. Da, da. Să se exprime exact așa cum vor ei, nu să fie îngrădiți că nu știu exact cum se spune în germană la un anumit cuvânt. Și mai ajutam și noi cei care știam deja germană mai bine, ca să nu aibă frica asta, să aoleu, eu nu scriu la o redacție pentru că am nivel scăzut de germană și dacă scriu ceva prost. Nu, nu există așa ceva. Și eu am învățat lucrul ăsta de la olimpiadă, pentru că am început de jos, bineînțeles, de la cel mai mic nivel. Și am deci avut ce? Toți începem de acolo. Da. Și am avut am crescut odată cu învățarea limbii germane, pentru că nu mi-a fost niciodată nu mi-a fost niciodată frică să-mi exprim opinia în germană. Ceea ce în română câteodată mi s-a mai întâmplat să mă gândesc că poate nu aleg cea mai bună exprimare sau poate să ia o altă întorsătură. Nu, în germană nu judecă nimeni, nu noi nu prejudecăți și nu prea putem să ne exprimăm mereu. Copiii, imediat ai făcut o greșeală. Apropo de ce întrebai pe Irina cu engleza, ei ne întreabă, păi germana e grea, noi știm la engleză, învățăm verbele alea așa. Nu e adevărat. Să știți că engleza poate fi un ajutor, fiindcă noi le zicem tot timpul, nu gândiți în română, ci gândiți-vă în engleză cumva și ajută. Ei compară clar că ei se nasc cu engleza, ascultă în engleză. Dar eu zic că germana e un atu pe lângă engleza pe care noi la Coșbuc o facem de performanță. Eu pot spune că și germana la noi e de performanță. În fiecare an avem olimpici la națională.
Apropo de proiecte, și pentru cei micuți noi avem diverse proiecte, activități. Organizăm carnavalul în limba germană, teatru în limba germană. Vara merg copii mici în tabere de limba germană, de teatru, de... Doar din cadrul Coșbucului, nu și da, din altă parte. Din noi, doar de la noi, din Coșbuc. Ne susținem copiii și încurajăm, de fapt, să învețe germană. Avem întotdeauna suportul părinților, ceea ce este foarte, foarte important. Vital. Da, vital, așa este. Părinții își doresc să, ca atunci când copiii vin în Coșbuc, în clasa 5-a, să înceapă cu germana și este foarte bine. Iar este o limbă deja foarte căutată, pentru că engleza e considerată limbă maternă, exact. Nu mai e considerată o limbă străină. Da. Hai să învățăm o limbă străină, zic acum. Ce ar fi? German ar fi, imediat. Cea mai populară după engleză, din ce știu eu. Multe ar fi de vorbit. Eu vă mulțumesc că v-ați rupt din timpul prețios și ați venit să ne povestiți cum stau lucrurile în Colegiul George Coșbuc. Îi salutăm și pe ceilalți de acolo. Sigur că da. Și data viitoare, probabil săptămâna viitoare, o să mai cunoaștem o situație. Altceva. Și tot așa, până îi convingem pe oameni că școala românească nu stă rău. Nu. Trebuie nu doar căutată informația și să-ți dai copilul acolo unde îi se potrivește. Exact, exact. Cel mai bine. Important. Mulțumim și noi pentru invitație. Mulțumim.